cea mai mare frică ta? Cea mai mare frică... Salut tuturor și bine v-am regăsit la vlogul de la Comic-Con. După cum vedeți, sunt aranjat frumos, sunt băiat finuț și sunt pregătit să plec direct către Comic-Con. Așa că dacă vă place acest vlog, nu uitați înainte de toate să apăsați pe butonul de like, de share și de subscribe și mai ales pe clopoțel acolo ca să prind notificări. Și așa fiind spuse, hai să-i dăm cu drumul spre Comic-Con, să vedem că trebuie să luăm biletele de pe acolo, să bam bam bam, știți ce zic. Așa că revenim de la Comic-Con direct. Dragilor, la Comic-Con! Aici. Să dăm și noi o tură pe aici, sale alea și ce zic, să vedem care-i treaba și forță! Da, mă, zice ce băi, adică e prea frumos, prea alea, știi zic? Dacă vreți, e PRK pe Instagram, alea, alea, ia, așa, așa. Oh, ce băiat, ce băiat. Bă, fraților, m-am înscris și eu la Achilles aici, la niște League of Legends. M-am jucat LOL de un an, dar sperăm să mă aleagă, în primul rând. După aceea sperăm să bat și eu pe cineva, Doamne ajută. Vedem, a zis PRK că trage niște cadre pentru fratele vostru, deci, dacă mă alege, dacă nu, aia e. Lor n-am avut succes nici la ce zic, o să mă extragă, dar fratele nostru Benny de aici, Zarg de aici, din haită, a ajuns la acă. Ia vedeți-l acolo. Ia vedeți-l pe ce băiat vine, se joacă, îi rupe cu băieți. Aia zic. Fraților, cam asta a fost toată de Comic-Con. Pe spate mare party, merg și eu acasă și mâine vreau să fim bine pregătit cu ceva plan pentru youtuberii. Să-i spargem salea, să iasă vlogul mișto. Așa că revenim din ziua a treia de Comic-Con. Fratele fraților, aici a fost fratele vostru. O să facem întrebări cu youtuberii, o să vedem cele mai mari frici ale lor și aici în start îl avem pe fratele Alin Moceanu / Cox. Nu, asta aveți link în descriere. Așa că domnule Alin Moceanu, cea mai mare frică, cea mai mare frică a ta. S-am 10 pe live și deja se întâmplă. Mamă. Nu, promis, cea mai mare frică cred că ar fi, nu știu, să fii într-o situație în care ar trebui să noți și că nu știi să noți, știi? Mamă. Și cred că am asta cea mai mare. Tu știi să noți? Păi nu, asta zic, că nu știi să noți. Ah, ok. Nu știu, să mor înecat, cred. Cred că asta ar fi cea mai mare frică. Băi, este o frică destul de... E frica de enec. Da, frica de enec. Bine, da, mulțumesc, nu uitați să dați subscribe mai ales acolo și să mergeți la live. Hai că s-a vorbit și astăzi. Să mergeți acolo la el pe live și să dați un like și să vorbiți acolo, că să nu simțiți singur. Doamne ajută. Fraților, l-am prins repede pe Jacky, că după aia pleacă la majorțiu de la Mihăiță. Am o întrebare, Jacky. Cea mai mare frica ta, repede. Șerpi. Mamă, perfect. Dar să nu găsesc loc de parcare. Da, hai cu Șerpi direct pe thumbnail, bine. Mulțumesc mult de tot. Tot că la Jacky și hai Mihăiță. Am văzut repede Șerpi. I-am văzut. Ia fiți atenți. Opa, cine e aici? Oh my god. Bă, fraților, să vedem pe cine mai găsim pe aici, pe la Comic-Con. Oh my god, îl avem pe Xela și pe Freda. Bă, mamă, dar ce făceați domnilor aici? Salut. Aveți timp pentru o întrebare scurtă? Da, desigur. În primul rând, ce faceți aici?
stăteam de vorbă. Da, stăteam de vorbă. Am înțeles. Ok. Care este cea mai mare frica voastră? Frica... Cea mai mare frica a mea sunt șerpi. Mie mi-e frică rău de tot de ace. Efectiv, analize, injecții. Bine, da, și tu asistentă de aia bună? Tot mi-e frică. Tot ți-e frică? Bine, mulțumesc și nu o să mai pun întrebări ce ați făcut aici, pa, pa! Legenda spune că se câștie Mihai în finala la Major, toată lumea joacă CSGO. Fraților, te face cu Andrei Bereș! Salut! Bereșari, fii atent, am o întrebare. Ia zi! Foarte rog de tot pentru tine. Care este cea mai mare frica ta? Șarpele! Mi-e foarte frică de șerpi. Și la propriu, și la figurat. Mamă, au plecat șerpi, subscribe. Dacă aici nu vrei să devii șerpi, dați like-ul, Kawaj. Let's go! Fiecare ducă parte ce pe unul, da? Așa. Ce faci, bă, conacule? O ai pe domnișoara Mia? Bă, Sfânta Mia, bă! Sfânta Mia! E greu, e greu! Cucu a intrat, discretul a intrat, conacul mai trebuie oții. Da, da. Oameni buni, un youtuber la muncă, un youtuber la muncă, muncești și gândești la eveniment aici pe live, frumos, un adevărat youtuber. Cum mai e campioare, cum mai e? Cum mai e? Cum mai e? Că ți-a dat și am ajuns și în sfârșit acasă. Nu știu ce o să iasă din vlogul ăsta, dar eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, de share și de subscribe. Nu uitați să verificați descrierea ca să dați subscribe la toți oamenii faini care au apărut în acest vlog. Eu am fost Fox și vă pup. Pa, pa!